Atenție, un nou atac informatic a apărut în mediul online. De curând, numele Poștei Române este folosit în diferite acțiuni de phishing. Angajații companiei s-au confruntat cu un val de sesizări din partea oamenilor. Mai multe persoane au primit SMS-uri, e-mail-uri prin intermediul cărora hackerii atentează la conturile și la datele personale. Un nou tip de înșelăciune circulă în mediul online. Poșta Română atrage atenția asupra unei noi acțiuni de phishing. Prin intermediul SMS-urilor ori prin e-mail, hackerii atentează la conturile și la datele personale ale utilizatorilor. Una dintre metodele folosite este următoarea. De pe un număr de telefon de România, aceștia trimit un mesaj destinatarului și se aduce la cunoștință faptul că trebuie să primească un colet, dar adresa este incorrectă. Cam așa arată un mesaj. Din cauza pierderii adresei, pachetul nu poate fi livrat. Vă rugăm să rezolvați această problemă imediat. Puteți actualiza adresa online și aplica pentru o nouă livrare. Vă rugăm să răspundeți la 1 pentru a activa linkul și a actualiza adresa online și pentru a solicita o nouă livrare. În ultima perioadă, mai mulți clienți au primit SMS-uri care îi îndeamnă să își scrie datele cardului bancar cu scopul de a plăti diferite taxe pentru coletele expediate. Pentru a fi cât mai credibil, SMS-ul mai oferă expresii de siguranță propriilor bănci, precum nu comunica nimănui. În momentul în care este introdus codul transmis de bancă, banii de pe card dispar. Trebuie automat să sun la poliție, că unde să sun mai altfel și... Și să nu răspund, pur și simplu. Deocamdată nu. Deci nu, și nici nu încercăm de să ne uităm așa, de vedem dacă sunt din astea, deci informații și aia, deci renunțăm să le citim pe telefon. Este important să ne informăm și să știm cum funcționează aceste acțiuni de phishing și ce reguli trebuie să respectăm pentru a nu cădea victime infractorilor cibernetici. Este o campanie de tip phishing, unde atacatorii clonează site-urile oficiale. Avem câteva aspecte la care trebuie să fim foarte atenți. În stânga adresei trebuie să ne asigurăm că acel lăcățel este verde, da? Unde certificatul de securitate este valid și în mod evident contactăm furnizorul principal să vedem dacă efectiv acel colet există și dacă putem plăti online. În mod evident trebuie să fim foarte atenți la plățile online pentru că odată ce le introducem, atacatorii se pot folosi de acestea. Compania Națională Poșta Română comunică cu publicul prin intermediul adreselor oficiale de e-mail suportsclienți@poșta-romana.ro și noreply@poșta-romana.ro. Compania nu solicită clienților să furnizeze date cu caracter personal, informații bancare confidențiale referitoare la conturile personale, numere de card sau coduri PIN și nici realizarea de plăți online ale unor taxe vamale.